Ce părere aveți despre actele normative adoptate în ultima vreme de Parlament, așa numitele pomeni electorale, care vor fi impactul asupra economiei românești începând de anul viitor? În primul rând, aceste pomeni, până în acest moment, sunt peste 1,3% din PIB și ele ar putea să mai crească până la alegeri. Cred că mai grav decât faptul că aceste pomeni sunt date este că ele iau din spațiul, din cheltuielile de investiții ale statului. Aceste cheltuieli de investiții sunt extrem de importante, mai ales că România are cea mai proastă infrastructură din Europa. Acestea nu sunt cheltuieli care vor fi făcute într-un singur an, ele vor fi repetate în fiecare an și riscăm să ajungem din nou la momentul 2010, când salariile au trebuit tăiate în România după ce au fost majorate excesiv înainte de criză. Să ne gândim la economia României ca la o mașină care accelerează până la un punct, după care trebuie să încetinească și suntem exact în punctul în care economia României începe să încetinească. Spunem noi că am ajuns la vârful ciclului economic. De obicei, veniturile bugetare sunt maxime la vârful ciclului economic. Adică avem și problema aceasta, că s-ar putea ca veniturile bugetare ca procent din PIB să scadă începând de anul viitor. Și atunci spațiul de cheltuieli, în afara cheltuielilor cu asigurările sociale și salariile, scade și el. Și este, dacă vreți, o alegere pentru viitor. Ce dorește România să facă? Să plătească salarii pe care s-ar putea să le ia înapoi la un moment dat sau să construiască șosele? Dacă ne uităm la comportamentul societății românești după criză, se observă că atât consumatorii, cât și firmele, cât și băncile s-au adaptat la o realitate nouă. Consumatorii nu mai cheltuiesc și nu se mai împrumută la fel de mult ca înainte de criză. Firmele nu se mai împrumută nici atât față de criză. Băncile sunt mult mai prudente decât erau înainte de criză. Se pare că singura categorie care nu s-a adaptat la această nouă realitate sunt parlamentari. Presupunând că măsurile rămân în vigoare și nu le întoarce Curtea Constituțională sau președintele Iohannis, există opțiunea pentru guvernul viitor să pur și simplu să crească deficitul, chiar cu riscul unei certuri din partea Comisiei Europene? Cred că certurile din partea Comisiei Europene nu sunt cele mai importante. Dacă deficitul crește în România din nou peste 3%, e foarte probabil ca România să plătească mai mult atunci când se împrumută. Adică ne vom împrumuta mai scump. Și acești bani vor fi din nou plătiți de la buget. Adică spațiul de cheltuieli pentru investiții va fi și mai mic decât este în acest moment. Și România, ca o țară mică, nu își permite să țină un deficit peste 3% foarte mult timp. Spunând aceste lucruri, știm că anul acesta Comisia Europeană a dat de înțeles că dacă va fi un impact negativ anul viitor, de exemplu din Brexit, țările vor fi lăsate să cheltuiască mai mult, să aibă deficite temporar mai mari decât de 3% din PIB. Problema României este că dacă aceste cheltuieli cu salariile sunt majorate în acest moment, s-ar putea să avem un deficit permanent mai mare de 3% din PIB. Și atunci va fi o problemă și pentru investitori. Pentru că vorbeam de Brexit, cum vedeți impactul acestui eveniment, care încă e nesigur oarecum, dar asupra economiei românești? Cred că vorbim de mai multe efecte. Efectele economice încă nu s-au simțit, pentru că este foarte multă incertitudine. Nu știm exact dacă Marea Britanie va decide să apeleze la articolul 50, să ceară ieșirea din Uniunea Europeană. Nu știm când o va face, nu știm dacă o va face, nu știm care va fi procesul, mai ales că ieri Curtea Supremă din Marea Britanie a decis că toate deciziile trebuie luate de Parlament, nu de guvern. Noi credem că cel mai mare impact, dacă Marea Britanie decide să iasă din Uniunea Europeană, va fi prin așteptările firmelor. Deja vedem firmele germane mai puțin dornice să investească. Marea Britanie este cel mai mare partener comercial al Germaniei în Uniunea Europeană după Franța. Și unul din primii 4 parteneri comerciali ai zonei euro, în general. Al doilea impact ar putea să vină dacă Marea Britanie nu reușește să semneze un tratat comercial cu restul Uniunii Europene. Și acest impact ar fi odată prin comerț. România nu exportă masiv către Marea Britanie, dar totuși dacă ne uităm la exporturile României, ele sunt în principal autoturisme
și mașini unelte, adică mașini pentru industrie. Am putea vedea un impact negativ asupra acestor tipuri de exporturi. Un alt impact ar putea să vină prin restricțiile pe care Marea Britanie le-ar putea pune pentru imigrație. Sunt foarte mulți români care muncesc în acest moment în Marea Britanie. Mai mult de 4% din forța de muncă din România este în acest moment în Marea Britanie și am putea asista la o repatriere a acestor oameni, care nu ar face decât să mărească șomajul în România. Ca român care lucrați în Marea Britanie, cum ați trăit ultimele luni și ce așteptări aveți? Este în continuare foarte multă incertitudine. Este într-adevăr și o falie între felul în care cei care trăiesc în Londra văd acest proces și felul în care cei care trăiesc în afara Londrei văd acest proces. Londra depinde de sistemul financiar pe care s-ar putea să-l piardă. Sistemul financiar contribuie aproximativ 11% din veniturile bugetare încasate de Marea Britanie și aceste venituri sunt foarte importante pentru Londra. Vom vedea ce se întâmplă. Deocamdată nu este un impact mare, este doar această incertitudine și, evident, o restrângere a activității financiare. Adică bănci străine încep să-și restrângă activitatea, să o mute în altă parte. Că tot vorbiți de incertitudine. În general, incertitudinea e rea pentru economie. De ce încă nu s-a simțit? În Marea Britanie nu s-a simțit încă pentru că am avut o perioadă de vară în care investițiile de obicei sunt foarte mici. De-abia acum, când firmele își pun problema creșterii investițiilor anul viitor și când își pun problema cheltuielilor pe care le vor face anul viitor și când își fixează țintele de vânzări pentru anul viitor, acum probabil va începe să se vadă efectul. Mai ales dacă guvernul britanic se ține de promisiune și va invoca articolul 50 până la sfârșitul lunii martie. Spuneați că suntem în vârful unui ciclu economic. Practic, care sunt așteptările UniCredit pentru anul viitor și următorii, pentru economia românescă? Anul acesta economia va crește cu peste 4%. Dar dacă excludem impactul agriculturii, care este foarte volatil, de fapt creșterea economică deja încetinește. Este mai slabă decât în 2015. Și ne așteptăm la o încetinire și în 2016. Creșterea va rămâne peste 3%. Potențialul de creștere al României pe termen lung este undeva sub 3%, probabil în jur de 2-2,5%. Adică economia României în continuare crește foarte puternic, bazată în special pe consum. Anul acesta și investițiile au fost foarte puternice pentru că am avut foarte multe încasări din fonduri europene, din precedentul exercițiu bugetar. Mergând înainte, e clar, consumul va rămâne un suport pentru creșterea economică. Problema sunt investițiile. Investițiile private, pentru că sectorul privat pare în continuare destul de reticent la investi, și mai ales investițiile statului, care în acest an au fost substanțiale, dar la anul, așa cum spuneam, s-ar putea să nu mai aibă suficiente fonduri să investească după ce plătește toate salariile. Ce putem face pentru a crește potențialul de care vorbesc mai devreme? Sunt două aspecte aici. Unu, cum să atragem mai bine investiții și doi, cum să creștem cantitatea și calitatea forței de muncă. În ceea ce privește investițiile, România nu este la fel de proactivă ca alte țări din regiune, cum ar fi Ungaria, Slovacia sau Cehia, în atragerea de investiții. Și cred că am putea să furăm cumva modelul lor și am putea să ne promovăm mai bine în străinătate. Au trecut perioada în care investitorii vin și se oferă să vină într-o singură țară. De obicei, când se hotărăsc să-și deschidă o fabrică, ei se uită la mai multe țări, 3-4 cel puțin. România este întotdeauna în prima fază a prospecțiilor lor, dar după aceea pierde cumva în fața celorlalte țări. Deci dacă reușim să aducem niște investiții mari, atunci și potențialul nostru de creștere va fi mai mare. A doua problemă e forța de muncă. În primul rând, avem mai mult de 2,4 milioane de oameni în România care nu muncesc sau nu caută un loc de muncă, deși sunt la vârsta la care ar putea să caute un loc de muncă. E clar că avem nevoie de o reformă a pieței muncii. O reformă care a fost făcută în alte țări, de exemplu Germania are în acest moment un șomaj foarte mic pentru că a făcut o astfel de reformă. E adevărat că atunci când a făcut-o, cancelarul Gerhard Schröder a și pierdut alegerile. Adică în momentul în care cineva vrea să reformeze piața muncii, adică să reducă bonificațiile pentru șomeri, în general toate ajutoarele sociale, să canalizeze fondurile spre calificare, recalificare,
crearea unor condiții ca populația să poată se miște între localități, adică infrastructură. În momentul în care se face un astfel de sistem, șomajul scade foarte puternic. Sunt câteva țări care îl aplică. Cehia încearcă să aplice o reformă de genul acesta, Ungaria încearcă și ea să aplice o reformă de genul acesta, dar niciuna nu are amploarea celei din Germania și nici efectele celei din Germania. În ceea ce privește calitatea forței de muncă, din păcate noi trăim încă cu niște mituri. Marele nostru mit este că sistemul de învățământ din România este foarte bun. După toate măsurătorile europene, avem între cele mai slabe sisteme de învățământ, de la învățământul primar până la cel universitar. Și Uniunea Europeană are mai multe măsuri. Cred că cea mai importantă pentru noi este adecvarea forței de muncă la ieșirea din școală, la cerințele economiei. Și ce se observă, cu cât economia devine mai complexă, pentru că ne-am mutat ușor de la textile și pielărie spre mașini, spre autoturisme și așa mai departe, economia se dezvoltă. Cu cât ea se dezvoltă, cu atât forța de muncă este mai puțin adecvată la cerințe. Adică sistemul de învățământ nu pregătește ce oameni pentru ceea ce ar cere economia. Am văzut că sunt mai multe companii care investesc în direcția asta, doar că e un proces de lungă durată. Au început companiile să-și facă toate aceste școli tehnice și post-liceale pentru a pregăti forța de muncă. Și în acest context, Brexit-ul n-ar putea fi totuși favorabil pentru că se întorc niște oameni bine pregătit și care au lucrat în domeniu? Ar putea să fie, dar ar și pune presiune pe piața muncii. Adică, în acest moment, România, economia României nu poate să absoarbă o întoarcere masivă de forță de muncă. Și o ultimă întrebare legată de contextul european. Taman s-a semnat acordul de liber schimb cu Canada. S-a amânat deocamdată semnarea acordului de liber schimb cu Statele Unite. Care vor fi impactul acestor tratate, odată semnate, asupra economiei românești și, mă rog, a contextului european? Dacă ne uităm la nivel global, în acest moment are loc o reducere a globalizării. Țările încearcă să-și ridice niște ziduri în jur, să oprească cumva comerțul global să dezvolte. Pentru o țară care este în continuare competitivă prin costuri, orice acord de liber schimb oferă o oportunitate. Și România este în această situație. Noi putem să exportăm mai ieftin în astfel de țări și în momentul în care barierele comerciale sunt reduse, avem o oportunitate. Așa cum au și țările din jurul nostru. E adevărat, un astfel de acord comercial are și efecte pozitive, are și efecte negative. Știu că foarte mulți se referă la calitatea investițiilor care ar putea să vină și la impactul asupra mediului și așa mai departe. Dar în cel din urmă, deciziile acestea se iau în România. Noi decidem cine vine să investească în România. Dacă noi avem niște standarde, aceste standarde vor fi respectate în cel din urmă. Calitatea investițiilor reflectă calitatea țării în care vin. Cu cât țara este mai dezvoltată, cu cât țara are niște valori foarte clare, cu atât și investițiile sunt de calitate mai bună. Bine, mulțumesc foarte mult. Cu plăcere.